special, ni se alătură și Marius Șumudică prin telefon. Bună seara, Marius! Bună seara! Până la urmă, ce e, Drăguș? Vârf sau winger stânga? Depinde de antrenor, nu? Edi Iordănescu a declarat aseară că crede că postul lui este winger stânga. L-a băgat vârf o puține minute și după aceea l-a mutat în stânga. Cum ți s-a părut soluția? Nu pot eu să comentez acum ce a zis Edi Iordănescu și ce a văzut Edi. Nu știu, el știe dar ce e clar că el... s-a referit inclusiv la declarațiile tale că tu îl vezi atacant, nouar, și a făcut și referire că totuși o altă tipologie de joc la Gaziantep și că acolo e mai util ca atacant, dar că aici la Națională este util winger stângă. Sunt atâtea oameni de fotbal care pot spune ce nu stau eu să mă contrazic cu selecționerul, fiindcă el este în momentul de față mult mai sud decât postura în care mă aflu eu și dacă Edi vede lucrul ăsta, înseamnă că el așa îmi simte pe drăguț și eu nu vreau să-i fac rău jucătorului și să vin eu să spun că este o altă poziție decât o vede selecționer. Nu, dar un fotbalist pe care îl cunoști și poți avea o opinie că îl știi bine pe drăguț, până la urmă tu l-ai readus în prim plan. Păi și n-are nicio legătură. Asta n-are nicio legătură, Remus. Dacă în momentul de față selecționerul spune că drăguș dă cel mai bun randament în poziția de winger, este decizia dânsului și trebuie să o respectăm. Mai departe, eu nu mai vreau să fac niciun comentariu, că n-are rost să fac comentariu. Atâta timp cât eu nu am job în momentul de față și el este selecționer, el știe mai bine, el îl antrenează, îl vede în momentul de față și probabil își dă seama unde dă cel mai bun randament. Nu vreau să comentez. Cred că trebuie să-l întrebați pe domnul Hagi, probabil, care este în măsură să vă dea răspunsul. Îl cunoaște foarte bine pe Drăguș. Da, uite că îmi reproșez într-un fel că n-am vorbit cu Gică despre poziția lui Ianis mai curând pe teren, în ce poziție ar fi mai util. Dar ai dreptate, îl știe foarte bine și pe Drăguș. Dincolo de asta, Șumi, ce ai văzut la partida de ieri? Eu am văzut două meciuri, unul de 3-0 și unul de 2-0. Pe același lucru am văzut și eu. Și cam ce concluzii putem să tragem? Putem să tragem concluzia că nu avem o apărare atât de ermetică cum credeam din preliminarii, în fața unui adversar foarte bun apar crăpăturile, ca să zic așa. Avem... E adevărat că am întâlnit o echipă puternică, o echipă în care s-a văzut clar în prima fază că am pierdut toate duelurile, deci din punct de vedere al duelurilor 1 contra 1 am fost inferiori. Mai departe, calitatea, și a spus cuvântul până în minutul 80, este clar că au jucători de calitate superioară. Sunt jucători foarte mulți care joacă în Brazilia. Practic doar Diaz, cred că joacă la Liverpool, majoritatea joacă în vârful era de la Krasnodar. Da. Restul... Mai sunt câțiva din Brazilia, e adevărat? Majoritatea în Brazilia, da. Dar unde este un fotbal care se joacă foarte lent. În Brazilia nu se joacă în viteză. În general, în America de Sud este un fotbal mai lent, bazat pe posesie, bazat pe calitate tehnică deosebită a jucătorilor. Și s-a văzut în prima repriză că nu prea ne-au dat minge, au controlat jocul, au intrat cu cei doi, cu Diaz și cu Arias, au intrat foarte mult în zona centrală. Eu nu știu cum a văzut toată lumea că noi am jucat un 4-2-3-1, de fapt noi am jucat un 4-1-4-1, doar cu Marius Marin acolo și cu Răzvan Marin și Stanciu un pic mai sus. Rodriguez din poziția de număr 10 cobora foarte mult să facă jocul, iar cei doi wingeri intrau foarte mult în interior. Și acolo au avut superioritate, după care în momentul în care se duceau în părțile laterale, de acolo au venit și golurile, în momentul în care aveau situații de 1 contra 1, aveau calitatea necesară în a ne scoate din joc. Suferim, e clar că suferim, este o echipă peste noi în momentul de față,
Cele două goluri au venit în momentul în care ei au schimbat foarte mult jucători și noi am schimbat jucători care au dat altă față echipei naționale în momentul în care a intrat. Și de acolo au venit cele două goluri. Până minutul 65-70 a fost un joc dominat clar de echipa Columbiei și s-a văzut clar că sunt superiori în momentul de față. Din fericire, Columbia nu participă la Euro, dar o să dăm totuși peste cel puțin un adversar, cred că de pe acolo, adică Belgia. Ucraina și Slovacia, să zicem că ar fi, nici nu știu cum să zic, mai apropiate de noi. Nu știu, să nu fiu prea optimist. Păi faceți o caracterizare așa, o comparație a fiecărei echipe și vedeți unde jucă jucătorii fiecărei echipe, în ce campionate joacă, dacă joacă titular, și uitați-vă la noi unde joacă jucătorii echipei naționale și câți jucători joacă în campionate puternice din Europa. Titular. Dacă o luăm așa, nu avem nicio șansă. Exact. Sau ne-am autodepășit până. Păi nu, dar asta este adevărul. Ok, că avem individualități și momentul în care Ianis Hagi a intrat și sunt de acord că a intrat foarte bine de data asta, a vrut să demonstreze pe fondul ăsta de, să zic așa, inconstanță și după accidentarea care a venit, a avut o accidentare deosebit de gravă și s-a transferat într-un campionat unde nu este ușor să joci în Spania, dar foamea asta de performanță, foamea de a demonstra are o calitate deosebită, a dus la această prestație și, vedeți, dintr-un pressing am reușit să marcăm și să revenim pe o greșeală flagrantă a lor, să revenim un pic în joc la scorul de 3-0. E clar că în momentul în care s-au făcut schimbările respective, și aici mă refer la Drăguș, mă refer la Ianis, mă refer la Manda, care este într-o creștere teribilă, e clar că am crescut din punct de vedere al tehnicității, din punct de vedere al calității paselor, fiindcă Hagi niciodată nu poate joace extremă. Dar iară intrăm în o polemică în care eu nu-mi permit să intru cu selecționerul și nu vreau să par iară, că de fiecare dată când am venit și la Digi ce am vorbit, a scos din context numai ce au vrut și m-au pus într-o lumină proastă. Eu nu vreau să intru în conflict cu absolut nimeni, dar sunt omul care spun lucrurilor pe nume și s-a văzut clar și de data asta că Hagi este un jucător care dă un anumit randament în zonă centrală. Pe Hagi, dacă îl izolezi în bandă, nu poți să-l izolezi decât în bandă dreaptă, un pic să intre pe piciorul stâng. Dacă îl duci în bandă stângă, nu poate să-ți facă absolut nimic. Hagi este un jucător, un număr 10, un jucător căruia îi plac spațiile, căruia îi place să aibă mingea, are calitatea asta de a-ți da pase filtrante, pase decisive, care să pună în valoare atacant. Și în 4-1-4-1, care ar fi postul lui? De Inter, spui? Inter, da. Asta este părerea mea. Ucraina, cum o vezi? Sau în 4-2-3-1 cu număr 10. E număr 10. Da. Da. Ucraina a reușit să... Zona centrală. Ucraina a reușit să întoarcă de două ori rezultatul în aceste semifinale și finale de play-off și să devină adversarea noastră. Cum vezi duelul cu Ucraina, că rămăsese ultima necunoscută înainte de... E o echipă rănită din toate punctele de vedere. Situația socială a țării. Au plecat peste 5 milioane de oameni din acea țară datorită războiului. E o echipă care vrea să demonstreze, care în afară de calitatea fotbalistică și de fenomenul în care ne aflăm, apare această dorință de a demonstra tuturor că este o țară rănită, o țară care suferă din punct de vedere social și atunci vom avea un adversar teribil. Pentru mine va fi un meci destul de greu. Dacă nu vom reuși să luăm punct sau puncte în primul joc, va fi destul de dificil, având în vedere că după aceea vom întâlni Belgia, care eu cred că este favorita grupei, din punctul meu de vedere. Joacă un 3-4-3, din ce am văzut, foarte ofensiv, cu jucători de bandă foarte sus, jucători puternici. Eu mă uitam la noi ieri, nu vă spălați pe mine, păi noi avem un număr 6, un număr 6 cu talie. Noi nu găsim număr 6 cu talie, să avem, să
să pună probleme, să câștige dueluri aeriene, să aibă tackling-uri. N-am nimic cu acest băiat, cu Marin. Screciu este... poate fi și umi. Păi, dumneavoastră ce credeți? Că poate fi Screciu în condițiile în care Screciu la momentul ăsta, el joacă fundaș central. Eu nu înțeleg de ce Universitatea Craiova îl folosește fundaș central în condițiile în care el poate să meargă la un campionat european unde va juca număr 6 probabil, ci interesul Universității Craiova este să joace cu Screciu acolo, fiindcă având o prestație foarte bună la campionatul european, există posibilitatea ca el să fie vândut. La Craiova, la Universitatea Craiova, el joacă fundaș central. Majoritatea jocurilor a jucat fundaș central. Deci pentru mine mi se pare un lucru extrem de important și în fond și la urma urmei trebuie să-ți vezi interesul. Da, da, poate că interesul imediat al Craiova este să câștige meciurile din campionat, în competițiile în care e angrenată, nu să eu, neapărat. Dacă aș fi antrenor sau patron, eu aș face de așa natură încât să-l folosesc pe Screciu în poziția în care joacă la echipa națională, gândindu-mă și la situația financiară a clubului și la tot ceea ce poate să facă. Credeți că Screciu, dacă ar juca la Universitatea Craiova număr 6, n-ar aduce un plus? Probabil că da. O întrebare și legată și de Alibek. Șumi a avut acea situație în care n-a reușit să trimită spre poartă și apoi nu mai știa pe unde este mingea. N-a reușit să impresioneze. E și o problemă a lui că poate nu mai joacă la un nivel foarte important. Asta una. A doua, și a echipei că nu reușește să-i furnizeze mingi? Ce să zic, sunt două probleme distincte, sunt două probleme foarte importante și foarte bine. Ai gândit foarte bine în momentul în care m-ai întrebat lucrul ăsta. Deci din punct de vedere ofensiv, noi avem probleme pe un atac pozițional. Suntem o echipă care putem să jucăm tranziția pozitivă, adică contraatacul, în momentul în care noi încercăm să jucăm atac pozițional, este foarte greu datorită și duelurilor care va trebui să le câștigăm, datorită și vitezei de joc. Noi avem jucători de viteză, gen Mihail în bandă, gen avem nevoie de jucători care să punem probleme, fiindcă eu nu cred că vom merge și vom domina Belgia. Cred că nu avem puterea asta să dominăm Belgia, de exemplu, sau Ucraina. De Ucraina, ok, sau Slovacia, putem să jucăm, să zic, de la egal la egal. Dar atacul pozițional înseamnă să ai posesie, înseamnă să începi cu construcție de la portar, înseamnă să duci mingea acolo unde Alibek are nevoie, revenind la Alibek și la ce m-ai întrebat. Nu este ușor nici pentru Denis, el este un jucător căruia îi plac spațiile, este un jucător de combinație, este un jucător care are nevoie de sprijin din linia a doua și acolo ar putea acest sprijin să îl dea Stanciu mai sus, să îl dea un Yanis Hagi, un jucător care au calitate tehnică deosebită. În momentul în care tu nu împingi cu mijlocașii aproape de atacant, este foarte, foarte greu. Confirm ce spui, Șumi, pentru că la Euro 2016 cu Franța și cu Elveția ne-am apărat și când a trebuit să facem ceva mai mult cu Albania, n-am reușit. Deși am fost lăsați, adică am avut... Este tipic pentru echipa națională și în momentul de față. Noi nu avem jucători... Cred că s-a văzut clar și în meciul cu Irlanda de Nord, unde a trebuit să atacăm. Exact, nu avem jucători cu o calitate deosebită în dezvoltarea atacului pozițional. Aici înseamnă posesie, înseamnă mult, înseamnă... Să ai personalitate, să scoți din adversar, să scoți din joc adversari, să ai calitate, să deschizi unghiuri de joc, să dai posibilitatea celorlalți jucători să folosească mingea. Și atunci nu știu dacă este frică sau dacă este neapărat calitatea jucătorilor, dar cred că sunt construiți pe această structură de a... reacționa. Suntem o echipă reactivă, o echipă care are nevoie de spațiu și cu siguranță ceea ce s-a întâmplat și cu Elveția și când Mihail a marcat de două ori. Și sunt în cazuri, nu știu să dau exemplu acum. Dar Edi este cel mai în măsură să demonstreze și să spună ceea ce
ceea ce el simte în, în momentul de față și cum știe să, să-i mobilizeze și să, să-și aleagă strategia și filozofia pentru joc. O ultimă întrebare, Șumi, la un amical care... Nu mai mă întreba ce e drăguț, te rog din suflet. Te rog din suflet că trebuie să dau o pastilă să mă culc, dacă mă întreb iară ce e drăguț, leșin. Bun, altceva atunci. Stai că exact despre drăguț vreau să întreb. E clar cel mai tare amical de care ai parte înainte de Euro. Mai urmează Bulgaria și Liechtenstein în iunie. Bineînțeles că atunci faci ultimele retușuri. Dar la această dublă ai fi ales să bagi cu Columbia, cel mai tare adversar, o echipă mai apropiată de cea pe care o vei folosi la Euro, sau continuarea experimentelor cum a făcut Eddie? Asta este strategia fiecărui antrenor. El știe cel mai bine. Probabil a vrut să verifice toți jucătorii, a vrut să-și dea seama de potențialul fiecărui jucător. Depinde. Sunt antrenori care vor să creeze o coeziune, sunt antrenori care merg pe același 11, sunt antrenori care merg pe o săptămână, un ciclu săptămânal pe care nu-l schimbă. Sunt fel de fel de filozofii. Eu nu pot să spun ce aș fi făcut eu. Important este ce a făcut Eddie, fiindcă el știe cel mai bine ce are de făcut și ce trebuie să facă în continuare. Deci, probabil că el așa a gândit să dea în momentul de față șansă mai multor jucători să-i vadă, să vadă potențialul fiecăruia, fiindcă nu este decis, probabil nici la lotul pe care îl va deplasa, probabil că are câteva semne de întrebare. Sunt jucători care nu joacă la echipele de club și atunci și asta este o mare problemă. Sunt foarte mulți factori de care au depins alcătuirea primului 11 în cele două, în cele două jocuri. Eu am rămas un pic surprins așa în alcătuirea celor două echipe în momentul în care au jucat aceste două jocuri. Și dacă tot m-am întrebat de Drăguș, pun și eu o întrebare, așa mi-am pus-o și în continuare stau așa și pentru mine este o enigmă. Dacă Drăguș marchează 13 goluri în Turcia din poziția de atacant central, în momentul în care tu ai două jocuri cu Irlanda și cu Columbia, n-ar fi fost totuși mai bine să-l folosești cu Irlanda din poziția de atacant central și să-i dai minute să joace unde el îți dă calitate? Eu cred că Pușcaș nu este o soluție în momentul de față și din, cu tot respectul pentru Pușcaș, niciodată nu cred că Pușcaș în momentul de față poate fi o soluție înaintea lui Drăguș. Niciodată. Niciodată. Indiferent. Nu neapărat că l-am atrat pe Drăguș. Nu. Dar luați cifrele, cum a zis și Gică mai devreme, luați statistica, luați cifrele, luați, vedeți, și că tot o dăm cu serie B, mamă, serie B în Italia, pe ce stare, ce serie B în Italia, mă, frate? M-a omorât cu serie B din Italia. Păi noi ne comparăm, acum noi vorbim despre serie B din Italia. Păi comparăm vreodată serie B din Italia cu campionatul Turciei. Nu că am fost eu antrenor acolo, că n-are nicio relevanță. Dar uitați-vă ce jucător joacă Turcia în prima ligă și ce jucător joacă în serie B. Normal, e diferență de bugete uriașe, de nume ale fotbaliștilor. Uriaș. Și noi comparăm și scoatem în evidență, tot vorbim că avem, de ce? Că avem foarte mulți jucători care joacă în serie B. Da, ne încurajăm și noi că sunt la un nivel foarte bun. Unde? În serie B, în Italia. Da. Denis Mann nu e la un nivel foarte bun? Păi ok, Denis Mann face obiectul unui transfer în scurt timp, este clar. Este la echipa de pe primul loc, Parma, cu șanse mari de a promova. Și Mihailă la fel, tot acolo. Și Mihailă, da, și mai departe ea spre. Mai departe scrie în carte. Las că ajungi tu în serie B și o să ne zici ce tare e campionatul ăsta. Unde să ajung? Dacă ajungi în serie A sau nu, nu. Păi n-au ajuns antrenori italieni pe acolo. Sunt o grămadă care stau la coadă. Cum să ajungă un antrenor român? Cine știe, poate că se întâmplă vreodată. Nu. Șumi, mulțumesc mult pentru dialog. Eu vă mulțumesc și vă doresc emisiunea plăcută în continuare. Numai bine, mulțumim. Seară bună.